salutare și bine ați revenit cu drag la Prof. Olai, că exerciții de matematică cu probleme de matematică la geometrie. Așa mai. O geometrie care atât de mult este iubită de voi, nu? Nu. Cum mai e? Nu se poate. Vreți? Da. Azi o să vă spun că va veni și vremea, dacă veți fi receptivi la tot ce facem aici, va veni și vremea încât să vă îndrăgostiți de geometrie. Corect. Eu așa mult îmi doresc să ajungem acolo. Și iată cum. Darius din Constanța, care Darius, noi am auzit de el, a mai venit el cu niște probleme odată, m-a sunat și mi-a propus, Darius, dacă mă auzi, dacă urmăști lecția, poți să intri să stăm de vorbă, dar eu îți fac lecția. Încerc să fac problemele acelea, să vedeți ce probleme frumoase la clasa a 7. O problemă care le putem face noi, care le putem face. Deci nu sunt foarte, foarte sus. O problemă spune așa. Se dă un pătrat. Și încep cu desenul. Deci un pătrat. În care socotim un punct E. În interiorul pătratului. Doamne, sănătoasă. Da, da. Deci, un punct E, A, B, C și D, A, B, C, D, este pătrat. A, B, C, D. Și un punct E în interiorul pătratului, astfel încât triunghiul C, E, B, să fie echilateral. Deci fie E un punct în interior, astfel încât C, E, B să fie triunghi echilateral. Deci în ipoteză, ce spun Adi? Ce o să spună ipoteză? Că se dă A, B, C, D pătrat. Deci A, B, C, D pătrat. E un punct interior, așa încât C, E, B. Deci E aparține interior, chiar așa scrie. Da, E aparține interiorului lui A, B, C, D. Astfel încât. Așa am zis. Triunghiul C, E, B. Ce? Triunghiul C, E, B. Isoșel. Echilateral. 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 Triunghiul să fie echilateral. Da, face și voi figura. Deci am un pătrat. Voi cu pătrățele faceți repede pătratul. Și acum gândiți așa fel, dacă ați avea compas, ați lua în deschizătura compasului pe AB, pe BC ca latură, fixăm vârful în C, descriem un arc de cerc, vinem cu aceeași deschizătură și cu vârful în B și trasăm un arc de cerc, când s-au întâlnit cele două cercuri, arce, acolo este punctul căutat. Aici nu le-ai luat chiar bine. Adică latura asta trebuie să fie cât asta, așa, ca să fie echilaterală. Deci trebuie să fie mai încoace, bănuiesc eu, da? Mai aproape, ca să... Deci cât e de mare asta, așa să fie... Deci triunghi echilateral. Eu zic că m-am apropiat, nici eu poate nu l-am luat cu foarte mult. Nu, nu e echilateral. Șterge și te duci mai încolo. Deci pe mediatoare, uite cum mă faceți, mai copii. Ca să fie triunghi echilateral, luați mediatoarea lui BC. Cât are BC. Da? Și trebuie să vedeți cât are BC. Și atunci, cu compas, nu aveți compas, sau măcar vedeți... Aici. Da? Deci vedem BC. Așadar, spuneam că am luat triunghiul, se dă pătratul ABCD. Deci pătratul ABCD. Am luat punctul E în interior, încât triunghiul EBC să fie echilateral. Da. E, aproximativ. Bun, aproape bine. Dar... Asta trebuia... Trebuie secundă, Andy. Dar fiindcă imediat, tu nu-ți permiți să te duci chiar așa întâmplat. Trebuia să iei mijlocul. Vezi câte așa. Duci o perpendiculară și vii cu vârful cam pe aici, undeva. Adică ochiul tău și meseriaș fiind, nu geometru, nu-ți lasă la triunghiul ăsta echilateral, băgându-l pie mai sus, așa, într-un colț. Te apropii cât de cât. Deci ca B
B e C să fie echilateral. Întrebarea este, aflați măsura unghiului E de B. Acum E de B. Unghiul ăsta. Aflați măsura unghiului E de B. Păi E de B este 90 grade minus AD E. Nici minus marginile astea, da? Da. Deci din 90 tot, zici să scazi pe ăsta și pe ăsta. Da. Corect. Facem planul acum, da? Da. Încercăm să găsim ideea. Din tot 90 scădem pe unghiurile vecine, are și unghiul ăla. Da, DB e diagonală, domn profesor? DB este diagonală. Și DA, DE plus EDB ar fi 45. Deci, unghiul care este 45? A, D, A, B. D, B, tot ăsta, da? Da, de 45. Ăsta ar fi tot așa 45, că ai dreptate, triunghiul D, A, B este... Dreptunghic. Dreptunghic și isoscel, pentru că D, A este cât A, B. Și C, D, B are 45. Și C, D, B, din aceeași motiv, deci ăsta 45. Și ăsta la altul, 45, tot așa, da? 45, de acord. Cu culoare diferite, da? Așa. Deci... EDB ar fi 90 de grade, minus 45 de grade. Dar nu are cum să... Hai că te apropiem de problemă, trebuie să o facem. Să desfacem ipoteză. Sigur că. Nu degeaba, ne dă... Pătratul acela. Triunghi echilateral. DBC are 45 de grade. Atâta. DBC are 45 de grade. Da, când împarte unghiul în două unghiuri. Hai înainte, da? 45, a vorbit asta. Și ăsta are 45. Și ți-l dă triunghi echilateral, nu bagă să-ți din loc de el. Exact. A, dar ne dă? Păi da, uite, e... A, 60 de grade minus 45. Așa, e cu B, echilateral. 60 de grade minus... E, B, D, E de 15. Da. E, B, D, E de 15. Da. E, B, D, E de 15. E, B, D, ăsta este din 60, ăsta care a fost așa, nu? 60. Da. Minus 45. 60, minus 45 și este de 15 grade. Da. Eee. Și celălalt dacă demonstrăm că triunghiul DEB este isoscel? Da, dacă vezi că triunghiul DEB este isoscel, atunci ăla care s-a cerut e de 15 grade și temperatură. Dar măsura lui DEB e de 90 de grade deoarece CE este perpendicular. Dar nu este perpendicular pe DEB, pentru că DEB nu sunt coliniare. Sigur că da. DEB nu sunt pe aceea dreaptă, eu nu este pe DEB. Dar DB nu e mai... deci cos DB, dar e că nu e median în triunghiul DB. Care? E? E ce? Sau să notăm... Da. E prim. E prim. Da. E prim, e mediană, mediatoare, că așa se construiește, da? Înălțime, bisectoare, ce? Ar trebui să demonstrăm că unghiul, dacă am demonstrat că A, D, B este... A, D? A, B, D, U. Nu, A, B e oare 30. A, B? E. A, B, E. Are 30. Cum? A, B, E n-are 30. Ba, da, pentru că A, B, C are 90, E, B, C are 60. Și ăsta are 30, da? Da. Bun, 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 corect. Ai zis bine. Ăsta are 30. 30 de grade, așa, da? Că tu ai zis din 90 ai scăzut pe 60 și s-a rămas la 30. De acord. Și dacă ducem DEB coliniare, adică dacă ducem diagonala din D pe B,
Nu. Diacolara din D pe? Pe B, dar nu. D pe? Nu ce așa a doua diacolă, dar nu. Adică ce e A, pe da. Nu. Dar încărcăm figura. Da. Adică găsim, ne-am apropiat, am, am desfăcut-o. Problema e, suntem pe lângă. Să demonstrăm pe laturi, că pe laturi am găsit. Adică ce ai găsit? Poți să arăți D câte... e C, e să fii congruent cu C e B. D e... e C. D e C cu? C e B, zice. C e B? Zic, nu C e B, C e, e prim. C e, e prim? Da. Nu prea cred că ai ieșit de dreptunghi cade. Nu poți să-ți propui așa că e, că e primit, primit dreptunghic. Unghiul ăsta e de 60, n-am vreo unghiul drept. B, C, unghiul B, C, are 60 de grade. B, C, E. E are 60 de grade. B, C, E și ăsta are 60 da. De grade. D, C, E are 15, are 30. Ăsta are 30, deci, da. Deci 45 plus 30, 75, 180 minus 75, aflăm cât e D, L, aici. D, L, C. Da. Și D, L, C e congruent cu E, L, B. Da. Și cum știm și ăla de 60, va rezulta unghiul D, L, E. D, D, L, E tot de 60. L, E. D, L, E tot de 60. Nu poate fi de 60. Nu mai poate fi de 60 ăsta. Păi, nu e... Păi, 30, 180, tu zici că ăsta să fie de 60, nu mai poate să fie. Uite, am mușcat în interior, 60 l-am mai mărit. D, L, C are 180 minus 75. D, L, C, 180, adică minus 30 cu 45, nu? Da. Deci este, cât ai spus, este? 105. 105. Nu, 105. 105, ai zis bine. 105. De 180 căzut 75, fac 105. 105. Deci, L, B e de 105. L, B este de 105 aici. Avem unghiul de 15 grade. Ăsta ar fi de 15 grade. Și cu 105. Și l-ai găsit pe ăsta. Dar ăsta știi. Ai găsit intersect. Vreau să mă duc pe altul. Adică să... Câte grade ar avea L, B? L, E, B? Păi ai zis 15 și cu 60, 75 și a rămas el, bă, 105. Și cu 30? Ăla din cât? El, bă, ai zis 105, ăsta e 75 și ăsta e 15 din el, bă. Din el, bă, le-am pe toate găsite. Da. Uite, te învârți pe lângă probleme, da. Ești foarte aproape. Dar nu se sesizez că ce fel de triunghi este E, C, D? Zici, băi, și aveți un unghi de 30 de grade. Deci E, C, D. E, C, D. Dacă am construit triunghiul C, E, B, echilateral. Ăsta, E, C, B, echilateral. Nu înseamnă că C, E, E, că C, B? Și C, B nu este cât D, C, în pătrat? Deci triunghiul DCE, ce fel de triunghi este DCE? Isos. Isos. Și cum ăsta e de câte grade? 30. 30. O rămas că celălalt e două unghiuri din CED. Cele două unghiuri adunate. 75 și 75. Da. Se fac 150. Și minus 75 este aici și 75 este tot ăsta, așa. Da? Totul la 75? 75 crezi că totul de 50. Și ăla e de 30. De 30? Miruna. Ăsta, dacă tot așa este de 75, da. Cum ăsta de aici până CDL este 45, înseamnă că unghiul de aici este de 30. De aici. Încărcată figura, dar e clar. Sigur că da, m-au alergat exact. Pe partea asta. M-au alergat, exact. Da, dar problema putea să fie foarte repede oprită de aici. Deci când am zis că C e B echilateral, îndată unghiul este de 60 de grade, rămâne ăsta de 30 până la 90, și că C e D este isoscel. Corect. Deci de acolo furăm, nu mai ne ducem de aici, batem când obosim, da? Cum C, E, D este isoscel pentru că C, E este cât C, B, iar C, B e cât D, C din pătrat,
Deci ce, ce e D sau E ce D este isocel cu vârful în C și având unghiul de 30 de grade, înseamnă că unghiurile acestea sunt împreună de 75 fiecare, fiecare de 75 și 150 împreună. Și cum ăsta e de 45, nu rămâne decât cele din, de aici din interior să fie de 30 de grade. Termină problema. Oh, ce simplu. Și era chiar foarte simplu. Foarte simplu. De când am aflat? Asta ne cerea. Da, da, de când am aflat, am zis de D e D e, e C. Cât era? Nu știu cât ai zis tu. D e C. Nu, a zis D, L, C, 105. Acolo pe la el C, el B, el D, L, C, D, L, C l-am avut 105. Exact, 105. Da? Dar ne mai complicăm acum. Dacă vrei să mai insistăm, insistăm, mai pierdem niște timp. Exact. Dar nu are rost acum. Am dat peste soluție, soluția rapidă. Exact. Nu ne interesează să ne învârtim prin problemă, ci, ai văzut, uneori suntem contra timp. Exact. La lucrare. Dacă picăm pe ideea cea mai rapidă, am și făcut-o. Da, corect, da? Așa o și redactăm. Redactăm repede. Și zicem, demonstrație. Cine mă conduce? Da, Andrei. Andrei, când am vorbit de mult. Te rog, Andrei. Hai, Andrei. Păi zicem, triunghiul ce e bă? Triunghiul ce e B? Ce fel de triunghi este? Echilateral. Are unghiurile... Atunci rezultă că... Rezultă că unghiurile C, B și E sunt egale de 60 de grade. Deci măsurile, măsura lui... Hai să-l citim prin trei litere, că mă interesează să fac referire repede. E, C, B. Măsura lui E, C, B, egal cu 60 de grade, că asta mă interesează, da? Da. Și cum tot de la pătrat era de câte grade de? De 90. Deci avem cu... că măsura unghiului DCB. Scrindere sub măsura lui BCD, măsura lui BCD, egal cu 90 de grade. Acolată din cele două, rezultă că? Rezultă că măsura unghiului D, hai zic, D. D, C, E. Măsura lui D, C, E. Este egal cu 90 de grade minus 60 de grade. 90 de grade minus 60 de grade și este egal cu 30 de grade. Da. Și cu asta am găsit pe D, C, E. Și acum... Triunghiul D e că e echilateral. Ăsta e isocel. Dar să motivăm, de unde este asta? Păi e că e congruent cu E, B. Deci, da, din triunghiul, da, de luăm, păi din triunghiul C, E, B e echilateral. Înseamnă că laturile toate sunt congruente, da. Adică C, B este că C, E. C, B, da? Vorbește, te rog. Și cu E, B. C, B cu E, cu E, B și cu... Și cu E, C. Cu E, C, da? Noi subliniem C, B cu E, C. Și pe de altă parte, C, B congruent cu D, C. Da? Da. D, C. Congruent cu DC. DC. Fiindcă ABCD este pătrat. Da. Și acum BC e cât e C, BC și cât de C, înseamnă că cele două, iată astea două, și cu asta, fiindcă l-au pe cine ca sistem de legătură pe CB comun, înseamnă din cele două, rezultă că EC e congruent cu DC. Și dacă EC e congruent cu DC, ce rezultă de asta? Triunghiul D, C, E, isoscel.
Dacă triunghiul este isoscel, unghiurile D și E sunt complete, deci măsura, deci măsura unghiului CDE egală cu măsura unghiului CED și egală cu 180 de grade minus 30 pe 2. Când împărțim la 2, nu? 180 de grade minus 30 pe 2. Egal cu 75 de grade. Și acum ne ducem în triunghiul DCB, în triunghiul DCB. Putem spune că DC e congruent cu CB. Da? DC e congruent cu CB. Și măsura lui DCB e de 90 de grade. DCB egal cu 90 de grade. Rezultă din asta două, că unghiul DCB, măsura lui DCB, de măsura lui CDB, CDB, de CDB, egal cu măsura celui din partea asta lui CBD, și egal cu 45 de grade. Și acum le punem una sub alta pe C, D, E. Măsura lui C, D, E. Egală cu cine, mă, la C, D, E, unghiul acesta? Egal cu 75 de grade. Măsura lui B, D, C. B, D, C. Egal cu 45 grade. Le scădem și ne rezultă că măsura lui E, D, B. E, D, B, egal cu 75 minus 45, 30. 75 minus 45, de grad egal cu 30 de grade. Am spus că este o problemă ușoară, a fost foarte aproape, dar a socolit soluția cea mai vizibilă. De aici am învățat încă ceva. Nu degeaba a spus, triunghi echilateral, triunghi echilateral. Am căzut pe stare. Uite, Miruna, fără să folosești calitatea de triunghi echilateral, orice ai fi încercat tu să te învăți cu unghiul acela, nu se mergea deloc. Da. Da? E limpede. Ai încercat să prinzi aici colțul ăsta, cu 60 de grade. Dar aici, unde era cel mai important, n-ai avut noroc să te duci acolo. Dar era... nu, el i-a zis pe ăla. L-ai zis pe ăla, dar n-ai avansat că ăsta se-a rămas de 30 și da. Ai scăpat din vedere, e... ce e ce deu, trebuie să zicem. Asta. Asta ar rezolva problema. Nu de foarte mult trebuie să întâmplă chestia asta. Hai să problemă ușoară, zic că a fost. Deci, prietenul nostru de la Constanța, Darius, n-a venit cu o problemă frumoșică. El are patru probleme. Dar fac și cu tema voastră. Dar nu e pentru el. Asta e geometrie, mai exact. Atenție! Nu, ci că el mai are, credem cu tot problema. Neînțelegând că, de fapt, geometrie e din clasa a 7-a, unde facem antrenament. Asta nu înseamnă că i-am făcut-o lui și tu n-ai avea nimic de învățat de asta. Da? Dar mă interesează să fac și tema voastră, că mă stresează chestia. Nu aveți pentru mine? Hai, mă, să facem, mă, geometrie, mă, că e frumoasă. Ce mai e? Sunt niște probleme chiar interesante. Exact. Și Teo vrea tot așa. Tot pentru asta. Sigur că da. Avem timp de arii. Imediat. Facem mâine arii. O să facem mâine. Măi, nu problemă. Dar aici facem antrenament la geometrie. Da? Deci probleme de geometrie facem. Așa. Să dăm un trapez. ABCD. Cu ocazia asta, mai vorbim și altă dată, aflăm
și cu ce probleme se confruntă și ce probleme fac cu colegii voștri din alte școli, din țară, da, iată, din Constanța, ce preocupări au ei. Și cu ocazia asta înțelegeți și voi că merită să fiți din ce în ce mai atenți și să putem face progres. Ei aleg probleme de acestea frumoase, interesante, au preocupări de acestea, vin la Prof. Online și le propun acolo. Le-am văzut scrise, dacă l-am avut comentat. Și atunci, haideți să încercăm să le... să vedem și noi unde ne aflăm. Deci, în ipoteză, avem așa. A, B, C, D, trapez. Când am cum zis trapez, ce sunt? Două laturi paralele. Atât. Două laturi paralele. Foarte bine. În care AB paralelă cu DC. AB paralelă cu DC, iar AB zice că este de două ori DC. AB egal cu de două ori DC. Și E este mijlocul lui AC. Da. Adică AE, hai să zic așa, că E aparține, sigur că da, lui AC, având calitatea că AE este egal cu EC. AE ca lungime, da? AE egal cu EC sau voi spuneți AE congruent cu EC, da? Bun. Iar F aparține lui DC, DB, F aparține lui DB, DB. Așa încât DB. Așa încât DF este congruent cu FB. Prin el se duce o paralelă la AD. Deci, fie A mic, o dreaptă, A, paralelă cu AD, A asta intersectează pe DB egal punctul M. Iar prin F se duce o paralelă la o altă dreaptă B mic. Deci pe unde am dus-o pe asta? Prin E am spus, nu? Așa. Deci zicem că E aparține lui A. Înseamnă că prin, am dus dreapta A prin E la AD. Asta intersectează DB în M. Iar F prin F am dus o dreaptă B paralelă la CB, așa să dreaptă B intersectează pe AC egal punctul N. Asta e toată ipoteza. În concluzie, vrem să arătăm că punctele mai notez că P e mijlocul lui AB. Hai să notez și asta. P aparține lui AB cu calitatea că AP e congruent cu PB. În concluzie să arătăm că punctele P, E și D, apoi coliniare, da, P
Ai citit-o sau... Cum? Vezi așa, despre punctele sec. Da, 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 era o cheie. Și P, F și C, tot colinear. P, F și C, colinear. Deci, două triplete, da? Două pe tri, trei puncte odată și alte trei. În punctul A. Punctul B, să arătăm că AB este egal cu de 8 ori mână. De 8 ori mână. Să facem figură. Sigur că dacă de aici n-am înțeles nimic. Da. Deci zice așa. Că se dă un trapez pare care o să fac eu așa și o să vedeți de ce. Da, pentru că zice că avei două ori de ce. Așa. A, B, C, D. Și P-ul aici, parcă zici, la mijloc, da? Aici, mă, de ce? Da. Deci P-ul este pe A, B, așa încât AP cât pe B. Trapezul ăsta este. Da? Deci nu un trapez isoscel, ci un trapez oarecare, poate aici, aici e isoscel, dar noi să nu știm. Nu, vede că e oarecare, da. Da? Deci, poate să-l iau pe asta un pic mai mult. Nu mai mult, mult, dar să nu cumva să... Deci, aici este B. Și acum e mai vizibil când e isoscel. Și zice să luăm A, C. Și pe mijlocul A, C, să ocotim punctul E. Ducem și diagonala D, B. Iar mijlocul lui... mijlocul lui... mă ambreză că chiar aici ar veni mijlocul. Nu ce duce ce pe-ul, domnul profesor? Că nu știu dacă ne trebuie. Da. Deci mijlocul lui... lui DB, anumită cu E. Prin E, duc o paralelă la AD. Care taie pe DB, parcă în M, am spus. Iar prin F, o paralelă, curios lucru, să vedem dacă stai chiar aici, în punctul care taie cealaltă, o paralelă la CB, care taie în N. Trebuie să arătăm că MN, la punctul B, MN asta, de 8 ori MN, este cât AB. Deci să vă uitați la figura asta. De la punctul A? La punctul A trebuie să arătăm că punctele D, M și P... D, E și P, E și D. P, E, D. P, P, E, D. P, E, D. P, E, D. Da, coliniare, adică sunt pe aceeași dreaptă. Da. Și care? Și P, și F, C. P, F, C, da. Și asta este coliniare. Deci asta trebuie să arătăm la punctul A. Că D, E și P coliniare și C, E și P coliniare. Dacă s-a terminat desenul, să începem să gândim la probleme. Deci să ni se dă un trapez. F, F, N, E, mijlocie, într-un unghiu, D, P, C. Care e? F. E, F, linie mijlocie, între un unghiu? D, P, C. D, P, C. Și F este egal cu A, B, minus de C. Stai o secundă, dar de ce crezi tu că eu... Ăsta era mijlocul lui AC. Da. Nu știu dacă aș lua DP. Eu nu știu că e și mijlocul lui DP. Eu i-a luat AC? Eu e numai mijlocul AC, așa am luat. Și pe eu a luat AB. Și pe eu a luat AB. Păi e păi linii mijlocii atunci. În clabă. Păi și F-ul e. De F, problema cu F-ul, și F-ul e mijloc.
Deci, eu am luat cum am luat eu mijlocul lui A, C. Pe eu am mijlocul lui A, B. El e mijlocie, B. Cine este? E? P. Da. Este mijlocie între unghiul A, C, B. Da. P, F. Și P, F. În ce triunghi? Într-un unghiul D, P, B. D, B, A. Ai zis D, P, B? Păi nu poate fi D, P, B. Că pleacă din P. În D, B, A. Ce mult P, F, e median între unghiul acela, exact. Dar tot bastu monedă pe P, F, ca linii mijlocie, în ce triunghi? P, în mijlocul lui A, B, P, în mijlocul lui D, B, nu mai stai pe gânduri. În D, B, A, în D, B, A, da, dacă sunt mijlocul acelor două laturi, da, deci atenție multă. P, F, e linii mijlocie, ai spus. Da. E, P, linii mijlocie între unghiul celălalt. Și ce dacă? Și... Nu am niciun motiv să spun că e F, e linie mijlocie în D, P, C. Deci nu am, n-am nicio garanție că eu ar fi mijlocul lui D, P. Că dacă aș zice că eu e mijlocul lui D, P, am ascuns D, E, P cu aliniare. Și tocmai asta trebuie să demonstrez. Deci nu ne depărtăm de problemă. Ce îmi cer să arăt? Că D... E și P sunt coliniare. Ce tehnici am la colinearitate? Dacă D e nu, e congruent cu A, e P. D e... Nu. D e... Da, am să te urmezi, Miruna, dar dacă nu încerci să vezi ipoteza și încerci să faci problema așa din ce vezi tu acolo de figură, iar te duci pe lângă problemă și zice, nu degeaba ne-a dat trapez. Adică de ce e paralel cu toată AB? De ce e paralel și cu AB? AB, da. Și, trebuie, și figura de APC e paralelă. De unde știi? Numai atât, ai două paralele. Dacă ai arătat că sunt congruente, mă. Păi să luăm triunghiul la EP. Mamă, dacă ai arătat că sunt congruente, dacă DC ar fi congruent cu AP, gata problema. Dar dacă... Mă, dar fii atent, mă. Deci dacă... Dar pe unde se află? Pe mijlocul AB. Deși după cât... Și AB cât e de mare? Cât 2 de C. Și ce dacă? Adică... Și dacă... Adică și de e cât AB. Adică de că e cât A, P și cât P, B. Da. Corect. Tot acolo. Deci de ce e paralelă cu AB, cu AP în final, datorită poveștii care am spus că e trapez, ba mai mult și congruente, și dacă într-un patru lateral, două laturi opuse sunt paralele și congruente, figura este ce? Paralelogram. Paralelogram. Și ce știm într-un paralelogram? Că diagonalul este înjumătățesc. Diagonalul este înjumătățesc. Atunci ce este mijlocul lui DP? Deci eu, care era mijlocul lui AC, este eu și pe DP. Deci D e P cu aliniare. Deci D e P cu aliniare, te-a dat problema. Și la fel și la... adică analog. Analog pe cine? DCBB. Da. Este și el din același motiv paralelogram și asta îmi face mie... Că PF... Tot așa, diagonale sau jumătățit, deci PF și ce sunt cu aliniare. Corect. Deci vedeți, nu puteam, Miruna, nu puteam să ne ducem pentru a dovedi colinearitatea fructificând deja colinearitatea. Că tu când spuneai E la mijloc, chiar îl chemai pe E pe DP. Îl chemai, adică îl surprindeai în raționamentul tău pe E deja pe DP. Și asta era ghiciu pe grăcei. Adică colinearitatea dovedită fructificând colinearitatea. Da? Așa trebuie să analizăm cu multă grijă. Da, bun. Profesor, eu mai am o idee. Dacă am luat triunghiurile D, E, A și E, A, P, să demonstrăm... D, E, A. Și A, P. Și E, E, A, P. Să demonstrăm că sunt congruente și după aceea să demonstrăm că e la mijlocul lui D, P, analogul și celălalt, atunci rezultă că D e P colinare și P. Și să arătăm că, există tu că să arătăm că... Deci reiei triunghiului D, E, A și cu E, A, P, despre care vrei să arăți că sunt congruente. Da. Eu nu știu dacă reușești. Sau putea să nu fie. Se poate.
Păi, și A iese... Sau secunde. Adi, dacă arăți că triunghiurile sunt congruente, da. Să zicem că arăți. Rămâne așa dacă arăți. Dacă reușești. La ce ți-ar folosi chestia asta? Să demonstrăm că 2 e și pus în colineare. Păi cum arăți? Că din congruența triunghiului ăsta, care mi-ai zis tu, nu mai încarc figura ca să nu... Triunghiul ăsta, să zicem că arăți că e congruent. Da. Să zicem, dar s-ar putea să nu reușești. La ce ți-ar folosi congruența? Ca A e să fie mediană. În triunghiul A de... e? Da. Da. Adică să fie mediană? Adică unește vârful cu punctul acela. Vrei să zici că DM este congruent cu MP. Adică... DM congruent cu MP, pe urmă s-a ales, da? Da. Eu a fost aici, da? Da. Și M-ul aici. M-ul, atenție, M-ul nu e aici. M-ul nu e acolo, e acolo. M-ul aici. Ca să nu facem confuzii. Totuși, Adi, din congruența astea două triunghiuri, D, A, E și E, A, P. Cum avem poți să spui tu că, sigur, ai asigurat să... colinearitatea? Că nu mi-e clar aici. Să demonstrăm că figura D, A, P, C D, este... D, A, P, C... Dreptunghi. D, A, P, C... Păi nu poate fi dreptunghi, am văzut, e panogram. Da, și dacă am avea așa... Haideți să nu construim ceva fictiv, Adi. Adică dacă D, A, P, C ar fi dreptunghi, păi nu-i dreptunghi, e panogram. Te îndepărtezi. Deci, în condițiile în care construiești totul fictiv, trebuie să te oprești. Să vede că n-are cum să fie. Da. Și acum să te întreb, crezi tu că vei reuși să arăți că triunghiul D, A, E este cât e A, P? Poți. Zi-mi. Paralelismul, dacă facem, dar nu dacă corect ce zic eu. Păi, să vedem. Deci, ca două triunghiuri să fie concrete, ar trebui să aibă trei elemente. Adică ori două unghiuri și o latură, ori două laturi și un unghi, sau toate laturile. Acum îmi dau seama că am uitat. Nu este D, A, B, C, nu este trapeze și șoșel. Dacă era trapeze și șoșel, atunci nu mergea. Nu. Dacă te strădui, Adi, să arăți asta, aia este comună. Da. Ai o latură comună. Și altceva ce mai ai aici? Și vreau să... Și atât ai. Că pierdem timpul. Dar nu mai era și aia, domnul profesor, că dacă avem o colinealitate, A e C, și două unghiuri arătăm că sunt congruente și cealaltă e D, e P. Deci, aveam A e C. Deci aveam așa. Aia care ne-ați învățat. A, E, C, da. Da, o colinealitate. A, păi da, e. Dar n-ai zis bine, Adi. C. Și alta, e. Ca să fie colinealitate, unghiurile să fie exact. Pe asta mi-e rău vrut să meargă. Am văzut că am vrut să meargă așa, pe ideea asta. Adică A, E, C, știai că, și tu ai vrut să arăți că unghiul D, E, A, și cu P, E, C, congruente. Și alea ai șanse să arăți că sunt congruente. Dacă arăți că astea sunt congruente, da. Din alte motive, corect. Atunci, imediat te-ai obligat pe D, E și pe coliniare, da? La asta te-ai gândit tu. Și ca să arăți că triunghiurile D, E, A și cu C, E, P congruente, cred că reușești, pentru că aia E cât e C. Și D, E, D, E, e comună. Nu. Care vrem? Deci noi vrem triunghiul ăsta, D, E, A, și C, E, P, da? Congruente, asta vrem. Da. Despre cele două triunghiuri, doar atât am, că A, E este cât C, E. Nu putem folosi unghiuri să o pus la vârf, că am stricat problema. Nu, dar dacă arătăm repede că e paralelogram și arătăm repede, gata. Păi da, când arătăm că e panogram, n-are rost să mai meduc în altceva. Ok. Deci ideea cu panogramul, când diagonala s-a înjumătățit, este acolo o pintă problemă. Hai să ne întoarcem în problemă și să spunem, da, am reușit să arătăm colinearitatea frumos prin paralelogram așa. De unde trebuie să înțelegem așa? Nimic nu este dat în problemă degeaba. Deci autorul a scurs în colinearitate tocmai prezența celor două paralograme. Corect. Și acestea căpătând calitate de diagonale. D,
A, ce e o diagonală, și D, păi e o diagonală. Și când se jumătățesc, e unul singur punctul acela ei. Deci eu, mijlocul lui A, ce este și pe DP. Corect. Și atunci e colinearitatea asigurată. Timpul să vă dăm pe ia vezi. 45. O terminăm? Oprim. Ca să ducă...